Înainte să încep, aș vrea să-i fac o promovare lui microvlog, deci dacă ești interesat să asculti niște piese extraordinar de relaxante care îți oferă un vibe foarte chill, cel puțin în cazul meu, atunci canalul lui microvlog este perfect. De asemenea, pe acest canal de YouTube o să găsiți și niște live-uri în care omul vă arată cum își realizează piesele proprii. Așa că dacă vrei să te apuci și tu de muzică, omul te va ajuta să înțelegi mai bine acest aspect. Vă las link în descriere, sper să vă abonați la canalul lui, iar acum să trecem la episodul nostru. Statul american Georgia a făcut trei comunicări într-o zi privind rezultatul numărării voturilor de la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Întâi a anunțat că Joe Biden, candidatul democrat, a câștigat, apoi a retras acest anunț, iar după câteva ore a comunicat din nou victoria lui Biden. Biden a câștigat la o diferență de doar 12.670 de voturi în Georgia, adică 0,26% din cele aproape 5 milioane de voturi numărate în acest stat, potrivit certificării oficiale. Cei 16 electori în Colegiul Electoral Național din Statele Unite îi revin astfel candidatului democrat. Ca secretar de stat, cred că cifrele sunt corecte. Cifrele reflectă verdictul poporului, nu decizia cancelarei secretarului de stat sau a instanțelor sau a unei din echipele electorale, a spus secretarul de stat al Georgiei. Certificarea rezultatelor a alegerilor este de obicei o formalitate, dar procesul a devenit cel mai nou câmp de luptă în încercarea președintelui în exercițiu, Donald Trump, de a se agăța de putere. Echipa sa de campanie încearcă să blocheze sau să întârzie certificarea în statele cheie, în speranța că va răsturna victoria lui Biden prin colegiul electoral. Acest lucru devine practic imposibil în cazul în care statele cheie își certifică rezultatele prezidențiale înainte de 8 decembrie, care este cunoscut ca termen limită în conformitate cu legea federală. Acum, după ce Georgia și-a certificat rezultatele, Congresul este obligat să le respecte. Secretarul de stat al Georgiei s-a opus eforturilor făcute de Trump și de aliații săi republicani de a submina procesul de numărare a voturilor în stat și a apărat cu fermitate integritatea cursei prezidențiale din Georgia. Acum, după ce rezultatele sunt certificate, Trump are dreptul să ceară o renumărare a voturilor din Georgia din cauza margii înguste. Termenul limită este marți, după amiază. Guvernatorul republican al Georgiei, Brian Kemp, trebuie să semneze până sâmbătă documentele care atribuie oficial cei 16 electori lui George Biden, conform legii statului. Kemp este așteptat să anunțe vineri după amiază în cadrul unei conferințe de presă că a certificat voturile electorale pentru Biden, potrivit unor surse citate. Înainte de audit, Kemp l-a îndemnat pe secretarul Georgiei să analizeze cu seriozitate orice acuzații de nereguli la vot. Aceasta în condițiile în care Trump și echipa sa au lansat acuzații nefondate privind nereguli masive și fraude în Georgia. Trump l-a amenințat pe guvernator în cel puțin 6 tweet-uri din ziua respectivă, încurajându-l pe Kemp să devină dur și să facă statul să devină republican, chiar dacă alegătorii din Georgia l-au susținut pe Biden, candidatul democrat. De asemenea, el l-a încurajat pe Kemp să preia conducerea după ce a devenit clar că auditul nu a descoperit nereguli pe scară largă. Dar în tweet-urile sale, Trump l-a și atacat pe Kemp, învinuindu-l pentru un acord legal la care statul a ajuns la începutul acestui an cu democrații cu privire la buletinele de vot prin corespondență. Biroul secretarului de stat din Georgia a declarat că Trump caracterizează greșit acordul, cunoscut sub numele de decret de consimțământ, despre care a pretins în mod fals că prevede mai puține verificări pentru aceste buletine de vot. Donald Trump a reacționat pe Twitter după certificarea rezultatului din Georgia. Guvernatorul Georgiei și secretarul de stat refuză să ne lase să analizăm semnăturile care ar expune sute de buletine de vot ilegale și ne-ar da Partidului Republican și mie o mare victorie. De ce nu o fac și de ce sunt atât de grăbiți să certifice un rezultat fără sens? La două săptămâni după ce candidatul democrat Joe Biden a fost desemnat câștigător al alegerilor prezidențiale, Donald Trump încă refuză să-și recunoască înfrângerea și face presiuni pe fiecare stat în parte pentru a răsturna votul popular. Ei bine, o publicație americană a publicat o analiză cu privire la această posibilitate și cum ar putea ca Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale. Strategia lansată chiar dinainte de ziua votului în legătură cu fraudarea votului, dar și cea după data de 3 noiembrie, pare să nu dea roade. Apelurile făcute în fiecare stat pierdut de Donald Trump sunt fie ignorate, fie respinse. Echipa președintelui în funcție încă nu a punctat vreun succes notabil, iar acuzațiile de fraudare masivă a votului nu au fost dovedite, deși au fost depuse 10 de plângeri. Avocatul Rudy Giuliani a anunțat joi că va renunța la acțiunile intentate în Michigan, stat
pe care Joe Biden a câștigat la votul popular la o diferență de peste 160.000 de voturi. În Georgia, candidatul democrat a judecat victoria la o diferență de peste 12.000 de voturi, după ce au fost numărate manual aproape 5 milioane de voturi. De altfel, acest stat american a făcut 3 comunicări într-o zi privind rezultatul numărării voturilor. Întâi a anunțat că Joe Biden a câștigat, apoi a retras acest anunț, iar după câteva ore a comunicat din nou victoria candidatului democrat. Tragedia de contestare a rezultatului se modifică din mers, echipa lui Donald Trump adoptând un gambit politic pe teren lung. Va avea însă această strategie succes, potrivit sursei citate, nu este imposibil, dar șansele sunt foarte, foarte mici. Înainte de toate, Donald Trump trebuie să răstoarne rezultatul în mai multe state, unde Joe Biden a câștigat alegerile la o diferență cuprinsă între 10.000 de voturi sau chiar sute de mii. De asemenea, trebuie să amintim că nu se repetă situația alegerilor din 2000, când totul a depins de un singur stat, și anume Florida. Ei bine, în cele ce urmează o să vedem un viitor plan de acțiune pe care ar putea să-l aplice Donald Trump pentru a răsturna alegerile din Statele Unite. Și începem cu blocarea procesului de certificare a votului în cât mai multe state posibil, fie prin procese, fie prin încurajarea oficialilor republicani să depună obiecții. Încurajarea oficialilor din statele controlate de republicani, dar câștigate de Biden la limită, să respingă rezultatele votului popular ca fiind nevalide sau să acuze fraude mari. Să convingă electorii din colegiile electorale să schimbe votul popular și să acorde votul lor pentru Trump în loc de Biden, până pe data de 14 decembrie. Această strategie este necesară în câteva state, precum Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, pentru a duce pe Trump de la 232 de electori la peste numărul necesar de 269 pentru câștigarea alegerilor. Și în cele din urmă, chiar și anularea unor dintre cele 306 voturi ar putea funcționa, deoarece apoi alegerile ar putea fi decise în favoarea sa în Camera Reprezentanților, unde, deși este controlată de democrați, Trump ar putea câștiga prin reguli puțin cunoscute. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre oportunitățile lui Donald Trump de a răsturna alegeri din Statele Unite ale Americii și să preia din nou funcția de președinte? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, considerați că alegerile din America au fost fraudate? Din nou, puteți lăsa răspunsul în comentarii. Nu uitați să vă alăturați și serverul nostru de Discord, aveți link în descriere și de asemenea, un follow pe Instagram ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.